Pione. Haide, dă acolo pe meci. Așa. Echipele Echipele, jucătorii și copacul. care se va duce pe mijloc. Ah, hai să înceapă distracția. Deci să ne revenim. Într-adevăr, cum a prezis Maverick, Keanu se va duce mid cu copacul, Red Light sus cu Queen of Pain, iar jos Shadow Demon Iscamu cu Sadie Leshrac și Synergy Naix. Se vor întâlni chiar cu Trillane-ul ăsta magic. Da, de partea cealaltă, Razor, Trillane format din Razor, Keeper of the Light și Bane Pain Elemental. Element. Băieții Mid sunt bunii o pregătiți să stea împotriva copac. să scoată ward-urile, după cum vedem, avem Sentry Wards pe Bane și Observer pe Keeper of the Light. Foarte interesantă o să fie bătălia aici, pentru că ambele combo-uri, să zicem, sunt așa de scandal. Dar totuși contează foarte mult ce o să se întâmple cu Razorul. În principiu, dacă apucă Link-ul ăla la timp, s-ar putea să devină problematic. Da, practica ne învață cel mai bine decât teoria și vom vedea acolo. Opa, a venit deja, Supri un pic, am avansat și sunt trei eroi aici care s-ar putea să-l toarne încă o bucată și reușește să dea ward-ul, dar și-a luat acolo Oh, distraction. invisibility, Stun-ul, dar a apucat să arata ia stun-ul și a furat invisibility. incredibil acolo invizibilitate. Au Au pus pus un băieții un sentry, sentry, dar dar cam degeaba. târziu. Da, a avut și un pic de noroc acolo și Da. oricum a ratat stun-ul Sadie. Nu a reușit să îl prindă. Prima greșeală din acest match, cred că s-ar fi lăsat acolo cu un pic de First Blood pentru că nu mai apuca să ia invizul, zic eu. Acum o să stea liniștit pe linie. Și Bani se bate aici mid cu copacul, care vedeți a băgat deja în Empower la level 1, ca să primească mai Păi, mulți creepy. nu prea avea rost să-și bage în Shockwave, pentru că împotriva Trentului nu te ajută cu nimic. Așa măcar să dea și el un pic mai mult damage pe stângă. După cum vedem, are aproape 60, în timp ce Trent Protector-ul la level 2 are 91 damage. Când îi dă câte o bastârcă, e nasol. Leșină așa câte puțin, să vedem pe linia de Leașină. sus. Red Light cred că o să se distreze aici cu Taz, care văd că n-a băgat în Sandstorm, ceea ce înseamnă că Vrea Shadow Strike-ul ăla o să-l... să lovească Exact. 100%. Nu știu dacă e o idee bună, uite că e un pic de agresiv acolo, se bate cu el și... Vrea să-i dea cât mai mult damage când se apropie să farmeze cu Opa! exploziile Am avut acelea și eu sunt și First am Blood ratat și First Blood. s-ar putea să vedem aici Piu Piu care reușește să dea foarte, foarte mult damage. Și Iscamul nu mai are foarte mult HP, încă o bucată acolo și 2 la 1 în acest moment pentru Rage Esports. Da, deci cum ziceam, dacă apucă să fure foarte mult damage cu acest Static Link, chiar dacă ei te inițiază și ți omoară un erou, poți să revii foarte ușor și să combați cu două. Bă, că Iscamo e pregătit, cred că îl vrea aici pe Razor și a luat acolo un slow, să vedem dacă o să vină stun-ul, a venit stun-ul și încă câteva bucăți și cred că asta a fost pentru Razor. 2 la 2, SDR echilibrează balanța, așa e când îți pleacă eroii să dubleze, să tragă creep, nu e cineva acolo să te salveze. Păi A. bine, teoretic trebuia să fie anunțat și el nu trebuia să mai fie Oh, și acolo se și îl bat vedem aici. și pe mijloc, Milo bang! Keanu reușește să facă frag pe Magnus, incredibil care Păi, acesta nu avea skewer. da, începând de la level 3 deja ai level 2 în Living Armor și nu prea-ți mai ai damage, sincer. Și Taz foarte agresiv sus acolo, dacă te uiți Foarte atent, frumos, are foarte 10 creep frumos. Fuci! și se bate A acolo, vine primit armura de la armură! copac și încă puțin și reușește să-l omoare acolo, scapă cu vreo 7 HP, În acest incredibil. moment, săracul Keanu este înjurat. Da, acum se simte adevărata puterea copacului și probabil o să vedem O să vedem acțiunea de lui și pe acum și... Trillane. Nu știu, s-ar putea să fie banat, zic eu, următorul meci. Depinde ce o să se întâmple și în acest moment. Au venit aici când au văzut că sunt trași creepy și Fură un înceapă pic să-i de XP farmeze. gratuit, ar putea zice, și bani. Pain, după cum vedeți, a Ma, o băgat ma în Infeeble. maxează Minus 30. Infeeble-ul. Și să vedem dacă o să se bage peste cineva aici. Supri, un pic am avansat, dar cred că a renunțat la scandal. Și sus din nou o bătaie din asta. Taz nu mai are în schimb impale acum și un pic de bottle abuse acolo. O trimite în bază și o umple. Red light-ul. Da, 4 la 2 în acest moment. Să vedem și diferența de bani. 500 pentru SDR și 500 și experiența tot pentru ei. Le merge oarecum bine, dar este destul de echilibrat.
Cred că Taz sus am putea zice, nu este prea devreme și am putea zice că a pierdut linia. Pentru că deja Red Light este un level peste. Da, dar nu contează chiar așa de mult, că uite, totuși au farmat cam la fel și să fim atenți aici jos pe Trilane, că probabil aici o să fie scandalul. Da. Keanu are 1200 gold, 1300, deci cred că în curând este minutul 4 și are Arcane Boots. Deci vedeți de la acel Infeeble, Razor reușește să farmeze mai mult și a pornit acolo, a furat niște viață, să vedem dacă o să-și ia stun-ul și l-a luat. Sinergia a rămas să mai dau o bucată, nu știu dacă a fost neapărat bine, a trebuit să-și activeze Rage-ul și a fugit așa un pic cu coada între picioare. Maxează, după cum vedem, static link-ul. Ai nevoie de bucăți puternice. Da, oricum fură destul de mult dacă îl lași mult legat. Băieți iau și Rage, are și Disruption, deci se mișcă și repede cu acest Tranquil Boots pentru că l-a făcut. Oricum eroul, oricum Razor se mișcă, dar cred că are, adună cel mai mare move speed din joc. Nu are cel mai mare move speed de început, primește de la aura asta. Păi da, de la aura zic, ce nu, de, nu așa default. Sunt mulți eroi care fac foarte mult speed și Baratrum, de exemplu. Da, dar el nu prea e ales, ziceam de ceva relevant. Și se duce tot valul acum în turn și băieții din Rage nu au ce să facă. O să stai un pic mai în spate. Văd că și banii face aici. Îl vedem pe Taz care are puțin și moare și a greșit stun în acest moment. Și mai trebuie o bucată, să vedem dacă se încă Red Light după el. Dar are Sandstorm. Și n-are să-i dea Scream of Pain. Cred că a scăpat, a scăpat. Frumos, frumos. N-are să-i dea acolo Scream of Pain, dar totuși nu știu îl ce așteaptă să facă, aici. Pentru că este, el ar trebui să-și dea TP, pentru că nu poate să scape de acolo, de nicio culoare, n-are și au inițiat jos, să vedem Razorul ce o să facă. Nu a reușit să lovească inițial cu valul și cred că o să se bage peste ei, dar vedeți, nu face suficient damage. Urât Infeeble-ul ăla, nu face nimic. Nu se simte că mai are damage-ul ăla pe care îl are el. Uite, vor să scoată ward-ul, să vedem Supri avansat. Și-a luat aici un pic de chakra, are mana să dea și a dat acolo un slip. O să vină și Valu și Piu-Piu, s-ar putea să facă frag, dar nu a folosit link-ul acolo, nu știu de ce a făcut asta. Sunt curios, dar asta vreau să zic, dacă îi dă link, îl scoate din somn? Nu îl scoate, pentru că nu îi dă damage. Deci a făcut o mică greșeală aici, dacă ținea link-ul ăla cât era în somn. Vrea să se bage, da, acolo. Cred că nu știa sigur dacă are mana de 2 și de-aia a zis să nu se riște. Magnus e 7, are ultimată. Că și Keanu aici are ultimată și e un pic pe scandal și permite să își folosească acea armurică. Iar între timp sus, Taz nu știu dacă mai poate să stea chiar așa liniștit pe linie. Red Light nu are mana, cred că și-a dus sticla la umplut. Deci o să mai farmeze nițel liniștit Sand King-ul. 29, 14, da, e de departe cel mai farmat și 750 gold diferență pentru SDR și începe și experiența să se simtă, plus 1000. Bă, că e destul de agresiv aici, chiar dacă nu are... Are avantaj de un level și nu vrea să cedeze acest avantaj de nicio culoare, nu vrea să-l lase să recupereze. Cred că o opțiune bună pentru Taz a fost un Stout Shield, pentru că ar fi parat mult mai mult damage decât acea mânușiță care îți dă 3 la strength. Red Light face Battle Abuse cu curierul. Keanu a dominat mijlocul, nu-l lasă nicio culoare pe bani. A vrut acolo să-i scoată Clarity-ul, dar nu a reușit. Piu piu. Se pare că acum înțeleg de ce și-a pus și numele ăsta. Piu piu. Ca să dea așa cu biciu. Cum e renumit Razor că și acum ar trebui să se lege, dar nu cred că știe. S-a legat foarte bine acolo pe Nyx, pentru că l-a văzut că s-a băgat și mai trebuie doar câteva bucăți și reușește să-l prindă acolo cu Plasma Fill. Foarte bine jucat de băieții din Rage, care aparent nu cred că știe că nu-l scoate din somn. E a doua oară când ezită să se lege. Nu, acolo a făcut foarte bine, că a dat bine, s-a legat pe Nyx, pentru că a dat damage foarte mult. Degeaba... Opa, ia să vedem pe mijloc. Nu se bagă banii. Ar fi putut să folosească skill-ul să cedească runa. E, murea. Murea. Are ultimata, are leech care îi dă foarte mult slow. Eu zic că murea acolo dacă și se bagă. Și Supri e prezent aici și cred că o să mai vină cineva. Vine și Sanking-ul să vedem dacă o să reușească să facă vreun frag. Nu știu dacă știe de amenințarea care îl așteaptă și cred că o să-l prindă pentru că e deja avansat Sanking-ul.
Nu știu dacă o să vină slipul, nu știu ce a făcut Supri acolo, cred că a vrut să aștepte Stanul Itaz. N-avea mână. Și între timp văd că Sadi împreună cu Iscamu vor să-l prindă pe Supri în mijloc. Au dat un smoke, au pus un ward și cred că o să se ducă înspre mid. Cred că îl vor pe Magnus. Pentru că au și cu ce să-l omoare. Banii nu mai are chiar foarte multă viață. Are... are mana de skewer și sperăm că își păstrează. E minutul 9 abia pentru și el și-a făcut abia battle. Și începe inițierea, disruption, să vedem dacă Sadio o să nimerească stun-ul. Da, într-adevăr îl nimerește și Keanu se duce mai în față pentru că știe că acolo o să-și dea skew și încă puțin și Bani și-a ultimata și crapă până la urmă. Taz a venit aici, reușește să dea ultimata și s-ar putea să-l omoare pe Keanu, dar acesta își folosește armura și are și încă puțin, făcut. Încă puțin și s-ar putea la următorul impel să-l prindă. Sau... îl prinde, dar nu știu dacă o să facă suficient damage și vine stun-ul lui Sadi care îl salvează. Și are deja armură pe el, are încă o dată Lich Seed, nu mai gata, trebuie să se ducă pe linie pentru că... Între timp jos văd că Razorul are aici o vendetă personală cu Synergy, care nu mai are deloc damage. S-a legat de el, are minus 20 de damage. Headlight a sărit un pic, am avansat acolo și și-a foarte, foarte mult damage, nu a reușit să dea ultimat acolo. S-ar putea să facă double kill, piu-piu se îndreaptă acolo spre Synergy încă o bucată și pentru că are slow, nu poate să se ducă acolo. Tranquilu e dezactivat și se comportă ca un boots normal. Văd că Bunny a intrat deja rapid. Cred că a ratat acolo un pic ultimata, dar nu cred că mai contează că într-un final au reușit să facă frag. Și este 6 la 5 în acest moment pentru SDR. Destul de echilibrată distracția. Ne îndreptăm spre 15.000 gold diferență pentru SDR și 2.000 experiență. A început să scadă un pic... Am zis 15.000 și 1.500, pardon, mă scuzați. Mă și uităm, mă, ce doamne iartă-mă. Citisem un pic aiurea. E destul de echilibrat în acest moment, e chiar dacă... N-ai greșit cu mult decât cu 13.000. Nu cu mult, într-adevăr. Dar razul ăsta deja devine problematic și sunt curios ce opțiune de iteme o să... Cred că o să se ducă pentru viață puțin la început, pentru că dacă e un pic singurel aici și Synergy a pornit pe el, vrea ca să-l ia, vine și Sadi să vedem dacă o să nimerească stun-ul și îl prinde până la urmă. Foarte mulți eroi au venit aici să-l toarne pe Razor, care, da, uite după că cum vedeți, damage, reușește să le facă foarte mult damage suporților. Uite-te la el, hai mă, înfigetește într-un clip de la să vedem dacă dai damage în el, te rog. Ia uite, deci, hai. Ilia Red Light acolo. Ia. Taskmaster, ia să vedem nu. Ce... acum i s-a dus static link-ul și o să aibă ultimată în vreo 9 secunde, o să devină periculos. Redlight văd că se îndreaptă spre mid, mai sunt câteva secunde până la run, așa, un pic de 20. Ma, Keanu deja apare și... și avem multe pe sus, da? Ia să vedem dacă Taz-ul așteaptă. Nu prea are cum să sară, văd că vine din urmă și Bane-ul. Care are ultimată și s-ar putea să-l vedem pe Redlight. Dacă îl prinde, dacă îl prinde cu ultimata, gata, aia a fost. Și să vedem un stun repede, bravo. Dar avem un TP aici, să vedem dacă moare. Două TP-uri. Redlight o să moară sigur. Sau nu, că a venit armura. Iscam în acest timp a venit să-l spameze cu poison pe Taz. Și Smoke Dust și acolo. Dust a greșit. Din dar nu știu dacă stun-ul. O să fie suficient acel impale ca să supraviețuiască, pentru că exploziile alea dau damage foarte, foarte mult. Da, a rezistat foarte mult acolo Redlight. A venit armura de level 4 de la copac de pe mijloc, de la Trend Protector și asta a făcut diferența. Exact la o bucată. În timpul ăsta piu-piu i mâncat damage-ul lui plus 56 lui Synergy. Și a luat o relică oarecum acolo de pe el. Ia, dacă ajunge să-i dea un beach, cred că o să-l doară. Da, contează foarte mult Razorul cum o să crească, pentru că el este carry-ul principal în Rage și după cum vedem a farmat oarecum mai bine decât Nyx, dar nu cu mult. Opa, încă un smoke dat aici pentru Iscamu și Sadi, să vedem unde o să dorească să gangheze, s-ar putea să se întâlnească cu Supri și să-i dezvăluie. Da, i-a deja și era avea high ground, deci s-au speriat, s-a dat un pic în spate. Toată combinația lor, probabil voia să-l omoare încă o dată pe Magnus, care a pus el într-un final Arcane Boots în picioare. Și după cum vezi nu îi spamează la timp, pentru că i s-a făcut cooldown-ul de ceva vreme și nu prea are mana.
Da, nu, nu, am, nu este atent, nu cred că este atent, n-am văzut. Uite că i-a dat acum și are și DD-ul. Are ultimată, dar nu știu dacă e suficient să-l omoare n-ai pe... N-ai să zici, nu mai stau pe linie, mai bine mă duc în pădure. Păi n-avea, n-avea rost să rămână acolo decât să stai să iei doar XP, mai bine îl lași suporții. Și vă că Red Light a sărit acolo sus pe Taz, să vedem dacă să reușească să facă ceva, wow! Dar ultimata nu mai are foarte mult HP, dar și-a dat acolo sticlă și Red Light sare, nu are de scrim, are stick, nu folosește și se duce după el, latează și a așteptat acolo un impale, dar până la urmă a reușit să facă frag, primește și heal-ul de la Copăcel. Iar în timpul ăsta, timp, la stadion Superstar este la o bucată de a fi omorât de... Keeper of the Light a fost mâncat de Life Nike-ul Forestier, să-l numim așa. Bă, aoleu, și, video... și pe mijloc banii a scăpat? Nu, încă am crezut că a scăpat de are ultimată, dar da. S-a stins. N-avea nici rostul de a o dădea și degeaba o dădea acolo. 5 eroi din partea SDR-ului aici a prezenț mit. Cred că o să ia și turnul și este diferență destul de mare, 11 la 5 în acest moment, după cum vedeți. 3000 gold, 4000 experiență și Taz a venit și el să fie un pic agresiv, dar imediat copacul a luat la întrebări. Cred că o să vedem un BKB sau halebardă pe Razor. BKB mai degrabă. Dar s-au dus băieții, cred că îl vor. Și se duc destul de calați, așa, nu vor da, să piardă prea mult. Dar au fost văzuți de Ward, au fost de... A, bă, fugit. Trebuie să plec de aici. E groasă. Cu toate astea îl țin oarecum din farmat și mersul ăsta pe jos dintr-un loc în altul e destul de costisitor, să spunem așa, pentru că pierzi foarte, foarte mulți bani. Își permit acum să se bată 5 la 5 băieții din SDR pentru că au tot avantajul și Iscam a pus acolo un ward când au venit și Creepy. Regia ar trebui să știe că au pus acolo și văd că se duce un pic, am avansat și a luat disruption și vine și stun-ul, da, într-adevăr, foarte frumos. Explozii activate, dar se apropie, wow! Și foarte mult damage a luat acolo. Incredibil, Mecha dat acolo și îl salvează pe Sadie, care nu știu dacă o să mai fie salvat pentru că și-a luat ultimata de Magnus. Keanu are probleme și până la urmă ultimata de Sand King își spune cuvântul. Da, era prins de Bane Elemental. Asta a fost, cred că, singurul motiv pentru care l-au reușit să-l bată. Sus la stadion, Red Light a dat deja un turn jos. Nu e bine să-l ignori, că, bine, Red Light, ca de cum ne-a obișnuit și pe Shadow King... Și l-au săltat aici pe Synergy, care a fost un pic cam reclă, să spunem așa, s-a băgat acolo un creep și fură, vedeți că fură mamă, un creep acolo. Mamă, și acum să te... Ah! Nu s-au dus acolo după el, dar până la urmă probabil o să ia și o să turnul. Cadă turnul, are 300 damage au dat un în aceste momente. Și văd că Red Light deja a luat jumate de HP din turnul ăsta. Și a făcut treaba acolo și a venit și TP-ul. Da, vedem un BKB pe Razor. Vedem fragul de mai devreme, îl vedem cum a inițiat băieții. A avut aici mare noroc că n-a fost omorât Leșracul, pentru că și-a luat valul direct, Illuminei direct în barbă, să zicem, și imediat un brain swap urmat de plasma field. A venit și l-a salvat copacul. Dar nu au putut să-l apere și de ultimata de reverse polarity-ul lui Bunny. Și aici a venit imediat, nu știu dacă murea dacă nu venea Bane Elementul să-i pună ultimata în cap. Între timp se vindeca aici turnulețul de la copac, dar nu da. Dacă o să țină prea mult. Văd că totuși o să pușeze jos, cred că o să facă 3 de exploziile astea de level 4 diabolic edictul. E foarte, o magie foarte puternică împotriva clădirilor, pentru că oferă acel damage fizic și foarte multe TP-uri date aici. 3 TP-uri pe mijloc și l-au prins pe săracul Magnus, dacă poate să scape cu skewer. A preferat să-și folosească runa de invizibilitate în schimb. Băieții au tântit un sentry ward instant pe mijloc în caz de ceva. Și Taz ar putea să-l prindă, nu, a dat un impale acolo, foarte bine l-a fentat Sadi și cred că o să se scăpat. Între timp mid e scandal de zile mari, foarte bine a dat acolo ultimată copacul și Magnus i-a prins foarte bine pe amândoi. Dar a venit din nou Mecha la fix și cu heal nu reușește să facă damage. Pibiu începe să facă ravagii, îl omoară pe Red Light și vroia să-l prindă și pe Nyx, dar nu este suficient. Cred că o să se întâlnească cu Iscamu, a venit aici valul fix în Iscamu. L-a prins, timp în care Bunny a reușit să scape. Și piu-piu, să vedem dacă o să-l prindă, o să se întâlnească, da, și-l vede încă câteva bucăți și Iscamu direct la fântâna lui cu el.
Și cred că îl așteaptă, blochează, da. Îl blochează ca să-l omoare Superstar. Timp în care Mit nu se întâmpla nimic interesant. Mi s-a părut că era un erou acolo. Panică mare. Trasem în rol. Destul de departe tați de acel dagger. Sau? Nu. Da, într-adevăr, destul de departe. Văd că Synergy s-a dus sus să mai farmeze și el nițel, să mai apere turnul. Și 5 eroi aici din Rage. Văd că se dă și un TP, avem și un heal. Ultimată în curând pe copac și Taz destul de avansat. Piu Piu la fel și el a intrat acolo și a luat ultimata de Shadow Demon și să se teleporteze. A venit ultimata de Queen of Pain, face foarte mult damage. Synergy este și el prezent aici, iar Piu Piu nu mai are foarte mult HP. Cred și foarte mult damage de la exploziile alea. S-ar putea ca și Bunny să aibă probleme. A dat skewer, a reușit să scape, dar nu știu dacă pentru Bane mult. Elemental lui este urmărit pe mijloc de Red Light și a primit un cuțit și cred că se va stinge, da, a primit și stun-ul de la Leshrac. Și au reușit să-l omoare. A primit și un regen acolo de mijloc, dar trecem peste. Mijlocul pădurii, am vrut să zic, îmi cer scuze. 14 la 9 în acest moment și după cum vedeți 4000 diferență de gol pentru SDR și experiența urcușuri și coborâșuri a ajuns într-un final undeva aproape de 2000. Văd că e puternic acolo, Taz reușește să-și dea impale-ul, dar Synergy cu rage-ul activat intră în el și face foarte, foarte mult damage. Nu are să se ascundă în viitorul apropiat, o să se întâlnească cu Keanu și cred că asta e pentru el. Reușește să dea un impale, dar nu a murit scapă. În impale. Piu Piu, văd că e agresiv, a dat și da, a început să fie ultima dată activată de Piu Piu și Keanu, nu știu dacă o să reziste pentru că nu mai are deloc mana și într-adevăr nu se scurge acolo și reușesc foarte bine băieții din SDR să retalieze. Bunny mai are o lovitură, cred că și va muri, să vedem blinkul. Și jos este prins și Bane Elemental în pădure, îl vedem pe Bane în pădure cum a murit de mâna. Mi se pare mie s-au dat ultimată stop și a ezitat. Cred că ar fi putut să-l omoare acolo pe Red Light, dacă ar fi prins ultimata, dar nu știu de ce a ezitat. Are deja orhidee Red Light și nu a apucat acolo să o folosească. Foarte puțin HP și Taz a sărit acolo, nu reușește să prindă stun-ul, are cursul de la orhidee și nu știu ce a încercat să facă acolo, dar a fost destul de greșit, 20 la 9 în acest moment. Protectorul îi ține în viață, au câștigat aceste bătălii sincer din cauza Temp Protectorului. I-a ținut în viață și cu Mechasm și cu Leech Seed și Living Armor. Și avem un Blink Dagger cumpărat pe el ca să fie sigur că nu o să mai rateze ultimata. Și după cum vedeți, 7500 gold diferență pentru SDR și undeva aproape de 8000 și experiența. Au meciul în mână în acest moment băieții din SDR, dar oricând, dacă nu sunt atenți, o ultimată din aia de Magnus poate să facă ravagii, după cum vezi nu a folosit-o data trecută. Și trebuie să aștepte să pună și BKB-ul pe Razor, pentru că moare foarte ușor în acest moment și văd că Red Light a sărit în el, a început să dea un TP, a venit și... Și Taz care dă ultimată și nu înțeleg ce a făcut ea acolo. Unul a plecat, să dea în el, unul a rămas. Și acum Taz o să se întâlnească cu Synergy care nu are cu ce să-l vadă în invizibilitate. Dar nu-i nimic, e Red Light aici să mai spameze cât un screen. Are și ultimata Red Light. Cred că vine cineva care într-adevăr o să-l dezvăluie. Numai Synergy că a plecat, l-a văzut foarte frumos, a folosit impale-ul acolo ca să nu fie prins. Și într-adevăr, da, cum ziceam, venea dust-ul de la coechipier. Iar turnul ăsta, de fiecare dată când mă uit la el, este vindecat de copăcel. Momentan primele 3 locuri la cei mai mulți bani și cei mai mult net worth ocupă Queen of Pain, urmat de Nyx și copac. Dar Magnusul este foarte aproape acum să-și termine dagger-ul. S-ar putea să se schimbe treaba odată ce a apucat să-și facă și el dagger și deja și-a cumpărat dagger-ul. Da, și l-a luat. E, acum cine inițiază mai bine ăla o să câștige și e momentul băieților. Îi vedem pe băieți la Roșan. Din Rage să retalieze și ar trebui să se bată la Roșan, dar nu au niciun warp aici prin zonă. Cred că nici nu știu că se întâmplă așa ceva. Nu, va o să moară, moară nevinovat. Dau destul de mult de mici. Razorul și-a terminat, dacă nu mă înșel. A, nu și-a terminat. A avut banii mai și a pierdut la bătălie.
Black King Baru. Chiu are cine să opteze pentru Nicola Aegis, într-adevăr, Queen of cea Pain. Mai bună opțiune, Queen of Pain, pentru că ia da, cel mai mult demi și de... cea mai enervantă, pentru că are și acel item numit Orchid. Și care îți dă Orchid, îți dă slow și te tot și aleargă și... Cred că o să avem o bătaie sus, Iscam un pic am avansat, cred că vrea să-l ia pe Taz și-l ia într-adevăr, dar nu are cine să continue, a pus aici un sentry, a început Synergy să-l ia la bucăți și... Foarte bine banii aici, te prinde pe toți, reușește o ultimată de zile foarte mari și Piu-Piu fură, dar nu poate să avanseze din cauza ultimației lui Keanu, care e un pic am avansat, Red Light a venit și el și să vedem dacă o să reușească să facă destul de mult damage aici. A dat ultimata direct, dar Red Light mai are foarte puțin HP, dar are Aegis în acest timp. Are Aegis. Să vedem pentru cine o să opteze să dea. Văd că Supri nu mai are ultimata, va trebui să dea sleep până la urmă pe... Taz are ultimata în acest moment, să vedem dacă reușește să dea și el. A primit un stun acolo de la Leshrac, care a murit din păcate pentru că a primit un slip și stun. În spate, Red Light încearcă să culeagă pe cineva, dar n-a reușit de nicio culoare. Lifestealer s-a încărcat dintr-un neutral și s-au calmat spiritele. Sau poate că nu, că văd că mai sau vine poate un că TP. Nu, că da, Iscamul s-a întors cu Shadow Demon-ul pe linie. Băieții s-au grupat iarăși pentru un atac. Să-l vedem, avem aici un sentry pus. Piu Piu este puțin în spate, dacă reușeau să-l bată rapid, avea o șansă, avea și o șansă. Și Synergy a intrat aici în Razor, să vedem dacă o să-l toarne până la urmă. E și Red Light prezent, care dă damage, foarte, foarte damage. Mult damage. Și într-un final vine ultimata de copac și... Au plătit pentru acel kill cu 3. Un pic de... aproape team wipe asta, dacă nu cumva o să reușească. Aoleu, banii să vedem, scape, da, că avea l-a dagger, prins. Cred că avea dagger și da, într-adevăr vom vedea un team wipe, au murit toți eroii din Rage Esports, foarte bine jucat de SDR, au reușit să protejeze turnul și nici măcar n-a picat, acum începe vindecarea lui. 10.000 diferență pentru SDR în materie de gold și undeva aproape de 11.000 și de experiență, bătălia asta s-a simțit foarte tare în inima celor din Rage Esports, pentru că foarte greu din momentul ăsta mai poți să revii, pentru că au foarte multe iteme, foarte multă viață și chiar dacă îți dai magiile în ordinea corectă, e posibil degeaba, să nu faci față de, la da, atâta degeaba heal dacă au HP mult. Și cred că vom vedea aici cu smoke-ul ăsta o tentativă. Supri este primul, vrea ca să prindă un slip, dar s-a cam cărat toată lumea din SDR. Cred că știu că ceva se întâmplă. Băieții joacă safe, au zis că de ce să-și piardă. Și cred că o să se întâlnească aici cu Synergy dacă se duc în dreapta. Și văd că s-au cam despărțit un pic. Opa, și a da, fost știe că e cineva scoși, aici. Trebuie să-și dea rage altfel. Și nu a apucat să dea acolo pentru că și-a dat rage-ul foarte repede. Și-a dat foarte bine acolo un slip. Și să vedem dacă o să reușească să facă ceva, pentru că Piu Piu ia foarte mult damage la Red Light. Red Light reușește acolo și uite chiar ce ziceam. Chiar dacă au dat ultimățile, să vedem dacă reușește și Taz totuși să dea destul de mult damage. A prins acolo foarte, foarte bine în strânsoare și Piu Piu reușește să alege are în continuare. Are 300 damage, trebuie să mai dea o bucată lui acolo. Și uite că au reușit să le prindă exact cât să facă damage foarte, foarte mult și au revenit oarecum în joc. 27 la 16 pentru SDR. Ia mai bine de atâta nu se putea. Au fost prinși fix pe pantă. Au prins ultimata de Magnus pe 3, dacă nu mă înșel acolo, și a venit imediat. A venit și Taz, care a reușit să dea epicentrul încât să nimerească o reluare, dacă avem. Ar fi de zile mari. Aparent, n-avem o reluare la această minunată fază. Ultima aia, când a prins Magnus, ultimata pe 3, în strânsoare. Și după aia a venit și Taskmaster. Reluare. Ok, ok. Ce pe altă bătaie, bă, regie, până pui tu aia acolo. Am înțeles. Deci tu ești de vină. Camera, auzi? Și uite că Taz se apropie, are 1700 și se apropie de... Și el de un dagger. Și o să fie destul de neplăcut pentru băieții din SDR dacă pune totuși, și el totuși, Red Light e foarte aproape de Hex, îi mai trebuie Void Stone. Și Hex-ul ăla, într-adevăr, se simte schimbă în situația, care da. Aoleu, superstar, aoleu, superstar, ce faci? Aoleu! Da, aici, te-a luat Synergy la bucăt, să vedem dacă o să reușești să scap. Mă îndoiesc pentru că dai degeaba bula aia când el este în rage. Dar uite că până la urmă, a preferat meca, să se retragă.
Asta este faza, îl vedem pe NaX Lifestealer cum a fost prins. Și-a dat instant rage-ul, și-a dat foarte bine, a anulat vraja. Și-a dat pe el sleep, a venit Keanu cu Ten Protector, a dat ultimata, i-a prins pe toți. Dar nu i-a ajutat foarte mult, pentru că s-a înfipt în ei Magnus și ultimata pe 3 inși. Imediat după a venit Taskmaster cu Impale și ulti. În timpul ăsta îi biciuia Razorul de pe deal de sus. Foarte frumos, aș putea zice. A venit și Illuminate-ul de la Keeper of the Light. N-au reușit să-l omoare pe NaX, dar asta pentru simplu fapt că a făcut puțin armlet abuse și și-a dat rage-ul când a trebuit. Între timp a terminat Taz Dagger-ul, dar și Red Light a pus oița pe el. Cu cine o să se întâlnească? Sunt un pic fiecare pe partea lor de hartă. Taz un pic avansat acolo, să vedem dacă o să aibă reflex, pentru că sare Red Light instant Hex și a început să-l ia la bucăți, i-a dat și cursul și să vedem dacă o să reziste, pentru că nu cred că vine rezistă. Și Scam, no, care de ultimată și vedeți ce înseamnă inițierea, pur și simplu nu a avut cum să scape acolo. Dacă ar fi știut, probabil s-ar fi dat și el, s-ar fi retras mai din timp. Pentru că vine blink-ul, dacă îți dă și cu shift, pur și simplu nu ai viteză de reacție să-ți folosești dagger-ul. Și uite că îl vindec aici pe Red Light. Bă, ai un pic de viață, eu trebuie să-mi fac norma. Optează și jos. Pentru, se pare că vedem un copac dedicat suportului, optează și pentru o pipă cel mai probabil, după cum a început aici să un pic adune. Am avansat pentru că leșracul, văd că... Nu știu, cred că așteptă să-și termine Bloodstone, nu? Cred că s-a dus doar să pună ward-ul și... Eu știu, să golească un pic pădurea adversă. Să o elimin din farmul posibil pe care poate să-l ia adversarii. Da, cred că o să aștepte să termine acolo, pentru că văd că... Nu are nicio intenție să vină jos. SDR-ul au folosit aici un smoke și sperau să ciupească pe cineva, că cine știe, mai prins un frag. Aha, Iscamul s-a prins că e un ward acolo, că nu mai apare nimeni și a reușit să-i facă un D-ward. I-a pus un sentry și l-a scos. Și dar îi vedem smoke? Pe băieți cu smoke, da? Și să vedem dacă optează să urce rampa și să se ducă în pădure, dar nu, preferă să se Keanu ducă pe mijloc. Nu stă deloc bine aici, să vedem dacă o să-l ia Supri la întrebări și foarte bine își dă dagger-ul acolo. Incredibil. N-a apucat să facă nimic. Foarte bun. De jucător de rec, frate. Așa vreau să să-ți dai dagger-ul, să fii pregătit cu el. Și după cum vedem, acest turn a supraviețuit multor atacuri pe mijloc din cauza copacului și va supraviețui și de data asta. Cu viață plină. Vine valul, să vedem dacă o să nimerească pe cineva. L-au dat în spate la fix. Ai, scamă, era să-l ia acolo în bărbiță. Magnus are un pic de double damage pe el. Și are și dagger împreună cu Taz. Văd că Synergy e un pic departe de bătălie. Și... Trend Protector optează, Keanu optează să păstreze Living Armor de data aceasta, să nu mai dea pe copac să-i umple viața. Ii. Dar îi vedem pe băieți. Singur disperate acolo, dar nu e nimeni, era să se întoarcă. Și-a dat direct în foc, da, în foc și-a dat Sun King Gustan. Superstar, a zis, au, nu, golem. Și n-aș poate simți așa când ai val acolo și vezi că nu sare niciun gold. Știi că sunt golem. Un pic de pasivitate în acest moment. Scorul este 28-16 pentru SDR. Oh, 1000 diferență de gold și 15.000 experiență pentru băieții lui Iscamu, The Shattered Dreams. Să vedem și clip stats-urile, 167 Red Light conduce acolo, urmat de Razor. Și Magnus, văd că și el a mai pus pe el la o vreme. Cred că așteaptă și el să termine BKB-ul. Și Red Light, văd că a cumpărat o Grec Lab. O să vedem probabil mai multe BKB-uri în acest match, dacă lumea mai stă mult la farm. Cu Iras pe Nice. Wow, Nice deja... O să doară cu acel cu Iras și deja avem un hood pe copăcel. Probabil da, o să se ducă pentru pipă. Am zis mai devreme. Deci Shaq a terminat Bloodstone. Bloodstone. Se caut mai mult împinge linia pentru că... Nu prea văd ce item util poate să scoată în următoarele minute. Păi deja
deja băieții, deja și-a făcut norma, mai avea nevoie de, nu știu, să zicem un Aghanim, dar nu cred că se va, face. Și oare o să fie încă un Roșan pe care Rage o să-l ignore și o să-l lase pradă inamicului? Au fost văzuți, cred, de Ward, dar sunt prea departe în acest moment și nu cred că au cum să ajungă. Se îndreaptă vertiginos către el, dar nu știu dacă... L-a chemat pe Razor? Mai are ceva viață acolo, Roșanu, trebuie să se miște foarte, foarte repede. Vedem doi eroi care stau în afară, o să fie văzuți de acel Ward și ei văd Ward-urile și preferă să nu se bage. Vedem pe Roșan, banii mai are, care mai încearcă. Are viața acolo și... A căzut Roșan și tipul se retragă. Și dar nu mai au timp. A luat aici Hex. Nu mai au timp să Între se timp, retragă. Supri a pus ultimata acolo pe Synergy, dar nu știu dacă o să fie suficient. Sare unii și prinde doar doi. Nu cred că o să poată să câștige această bătălie pentru că... Trend Protectorul a dat ultimata, n-a prins pe nimeni din și cauza... Eu cred că o să se s-a stins aici, cu toate că a furat foarte mult damage. Wow, aproape un team wipe, singurul și care a scăpat, Keeper of the Light, că... dar să-l vedem dacă va scăpa cu adevărat. Dacă nu-și dă TP în aceste... Două TP-uri, nu unul, Salut! A sărit și să vedea să se reușească! Da, pe Dumnezeule, acolo! Cât s-au chinuit să-l omoare și nu au reușit. Avea oaie, nu știu de ce s-a ferit, nu știu de ce a fost frică și nu i-a dat. Dar poate l-a bătut un pic focul acolo, n-am fost. S-ar putea, da, bine că s-a băgat fix între pomii acolo și s-ar putea să-l vă bătut puțin oricum, focul. Oricum, Taz, pot să zic că a greșit un pic acolo pentru că a fost cam avansat, ori te baci și dai pe cineva. A doua oară când și-a luat Hex înainte de la Red Light și n-a apucat să fie util la el ar trebui să stea în spate, ei ar trebui să stea, dar bine, dacă stau ei doi în spate, cine să inițieze? Aia e problema. Bă, adevărul că dacă sare Sun King-ul și dă lumea pe el, poate și Magnusul să-i prindă. Da, da, corect. Depinde cum aștepți. Vedem momente clare de dominare a SDR. 15.000 gold și 20.000 XP în acest moment. Avem un smoke dat și s-ar putea să se îndrepte către incienților, dar nu o să mai găsească pe nimeni acolo pentru că băieții din SDR au plecat deja. Au venit, au... distrug zona, s-au dus. Păi normal, nu le lasă nimic de farm. Prin pădure. Red Light, în schimb, s-ar putea să aibă o surpriză, dar nu cred că o să rămână. Are și haste, are BKB, a rămas fără haste. E posibil să prindă Supri, că are ultimata, are ultimata. Și-a dat BKB și vine ultimata lui Supri, să vedem dacă o să fie suficientă ca să-l omoare. Și dă și ultimata de Magnus, reușesc într-un final să-l omoare. Cât de calic să fii să te baci cu Blink acolo. Și văd că lupta continuă, Taz a dat acolo un stun și Piu Piu în continuare vrea ca să facă fraguri, se bagă acolo, dar... A scăpat, i-a dat Dangerous Guys. Nu cred că va vrea să continue. Synergy alergă așa, parcă e un pic rănit. Da, a durat ceva până l-au turnat acolo pe Red Light, ați văzut, a trebuit să găsească ultimata de Bane a apucat și după aia era clar că își dă Blink-ul și a fost necesară ultimata de Magnus. A apucat să-și dea Black King Bar-ul, dar... Cum? Cât de calix să fii să te bagi cu Blink direct între creepy acolo și nevăzând pe nimeni pe hartă? Aia, asta e. Și s-a băgat, Nike s-a sărit acolo foarte bine, să vedem Synergy pe cine o să dea, a început să-l ia pe Razor la bucăți și acesta a furat, dar nu suficient și nu au cum să ia turnul nici de această dată. Văd că au intrat în Superstar și foarte mult damage și ia acolo și ia și Disruption și până la urmă vine stun-ul și acesta crapă. Un cam avansat copac cu Keanu aici, s-a băgat... să mai prindă pe cineva, dar nu a avut cine să continue. Și din nou răsturnare de situație. Scorul este 32 la 17, un avans destul de mare, trebuie să... Și Nike trebuie să profite de faptul că are acest Aegis, o să se bage probabil acum și o să fie destul de agresiv. Îl vedem pe Keanu în frunte. Și l-a băgat în lumea dimensională, să vedem dacă vine stun-ul lui Sadi, da, îl prinde acolo și Synergy pur și simplu și-a activat Rage-ul ca să dea turnul jos. Nu, a zis că îl ignoră. Este urât. De ce? Îl avem pe Trend Protector care are și pipă, are și mecaz. În principiu, foarte, foarte multă ultimata Sand King-ului este anulată, așa am putea zice. Nu mai dă damage și aproape de nicio culoare. Eu am mai dat cu un ea. Turn aici. Pur și simplu evișerează harta pentru că au cum și își permit în acest moment. Nu...